Da, fost, că dacă n-ar fi fost, nu s-ar povesti. Noi nu suntem decât pe când poveștile, ci suntem numai de coașă cu vreo 2-3 zile. De pe când se potcoveau puricei cu 99 de ocă, de fier, la un picior și tot îi se părea că e ușor. Cei care erau odată un om însurat și omul acela trăia la un loc cu soacră-sa. Nevasta lui, care avea copil de țâță, era cam proastă, dar nici soacră-sa nu era tocmai hâtră. Într-una din zile, omul nostru iese de casă după timp, ca fiecare om. Nevasta lui, după ce scăldă copilul, îl înfășă și găte țâță, îl puse în albie lângă sobă, căci era iarnă, apoi îl legănă și cât colo a dormit. După ce l-a dormit, stătu puțin pe gânduri și apoi începu a se boci cât îi lua gura. Aoleu, copilașul meu, copilașul meu! Ce-ai, fata, mamă, ce-ai zis? Mamă, copilul meu are să moară! Căci, cum? Păi vezi drumul ăla pe zare de sus? Îl văd și... Și s-a sumit mântare să-l dăie jos și să cadă peste copilul meu! Hai de mine și de mine, că bine zici, fata, mamă, se vede că copilul se sfârșit zilele. Și cu ochii peroniți în drumul de sare, de pe curb, și cu mâinile îndoistate de parcă delegație cineva, începură a albocii amândouă ca niște smintite de clopotea casa. Pe când se sluteau ele, cum vă spun, nu mai ia că intră și tata copilului pe ușă, plământ și necăjit de vai de el. Ce este? Ce m-a găsit nebunelor? Dragule, copilul nostru are să moară. Uite drumul ăla de sus, ți s-a suit mâța, o să-l dăie în jos și o să cadă peste copil. Brea, dar mulți proști am mai văzut eu în viața mea. Dacă voi nu, mă duc în lumea toată și de mai găsim mai proști ca voi în toate, de nu va. Așa de când, tot din greu, ieși din casă fără să știe ziua bună și plecă supărat și amărât. Și mergând el besmetic, fără să știe unde se duce, după o bucată de vreme, oprindu-se într-un loc, i se întâmplă iar să vadă ceva ce nu mai văzuse. Un om ținea un oboroc de șert cu gura spre soare, apoi repede l-aș făca și intra cu dânsul într-un bordei. Pe urmă iar ieșea și iar punea cu gura la soare și tot așa făcea. Drumețul nostru nedumerit zise... Și mergând el tot înainte, peste câtva timp ajunse într-un sat și, din întâmplare, se opri la casa unui om. Omul de gazdă, fiind rotar, își lucrase un car și îl înghejbase în casă în toată întregimea lui. Și acum, voind să-l scoată afară, tregea de proțap cu toată puterea. Dar carul nu ieșea. Știți pentru ce? Așa, ușile erau mai strâmte decât carul, rotarul voia acum să taie ușorii pentru a scoate carul. Noroc însă că drumiețul l-a învățat să desfacă în toate părțile lui, să le scoate pe rând afară și apoi să-l înghebe la loc. De aici drumețul nostru, mai numărând un nătărău, merse tot înainte până ce ajunse iară la o casă. Acolo ce se vadă? Un om cu săpoi în mână voia să arunce niște nuci din tindă în pod. Dar ce faci aici, mă, om? Fata de... Dar nu plângem! Vreau să arunc niște nuci în pod, dar săpoi ăsta basă, să-l bată. Nu e bun de nimic. Păi, n-a vrut... Nu căldare la îndemână! Dar cum să n-am? Păi, ia-le, pune-le în căldare, pune-le pe umăr și le pun. Mulțumesc, om bun! Dar ar fi fost... Tu... Muream cu nucile astea. Păi, furca este pentru furci și coaie, nu pentru nuci.
departe, până ce ajunse ca să mai vadă aiurea și altă năzbuțură. Un om legase o capră cu punia de gât și, duindu-o pe sură, unde avea de aruncat o leagă de fân, trăgea de răscuteri de punie pe orice capră de jură. Frunză verde și o alună, capra mei, capră fudulă, tătă noaptea doarme în șură. Ce nu viezi? Păi mă, dar nu pricep! Vreau să trag capra asta la motocliet. Stai puțin, creaștenea, că spăzi-l capra! Ia joclerile și dă-l la capră! Mulțumesc, strâmb și omul prost mai am